Ultima dată am rămas cu filmarea aici, la florile din curte. Dar, hai să mergem puțin și prin grădină, să vedem legumele, fructele, să vedem ce s-a făcut până la ora actuală. Da, am ajuns și în grădină, haideți să vedem legumele și fructele. Eu și în grădină am flori. În partea asta avem roșii, haideți să le vedem mai de aproape. Sunt doar o parte din ele, adică este a doua tranșă de roșii, ca să spun așa. Astea sunt verzi, încă nu s-au copt, dar urmează. Să vedem puțin și ardeii, ardeiul gras. Da, s-a făcut. Acesta este ardeiul gras. Bine, să nu credeți că nu le ud pe fiecare seară. Se și vede pământul, probabil. Da, e ceva. Ce mai avem aici? Dovlecei. Hai să vedem dacă avem ceva producție de dovlecei. Stai că am găsit, trebuie doar să vedem, să intrăm la sol. Ia uitați-vă la el ce frumos e. Și cred că mai e. N-a stăpitit pe aici. Ia uitați-vă la el. Wow, e plin de albinuțe în aceste flori. În locul acesta a fost ceapa, am scos, au fost 3 brazde și am locuit cu varză. Bine, arată într-un anume fel, este pusă recent. Chiar dacă așa pare ea blegită, și nu doar că pare, chiar arată blegită, dar își va reveni pentru că o aud și dimineața și seara. Aici o mică brazdă cu morcov. Mai departe, lângă, avem castraveți. S-au făcut ceva și castraveți. Ia uitați-vă la aceștia. Ce steica, frate, așa frumos la șuietă. Hai că vin mai târziu să vă culeg și pe voi. În locul acesta a fost brazda cu usturoi, tocmai ce l-am scos. Și am locuit cu fasole oloagă, cum îi spunem noi, adică nu va crește mai mult de atât. Pe partea aceasta tot ardei, încă un rând. Și acum am ajuns la prima tranșă de roșii. Și de ce spun prima tranșă? Pentru că acestea au fost puse primele. Deja au început să se coacă, observați. Față de celelalte, primele care sunt foarte mici, dar se fac și alea. Ia uitați-vă. Așteptăm să se coacă. Pământul este udat frecvent și dimineața și seara. Hai să vedem și din astea mai coapte, hai că a început să mai coacă din ele. Ia uitați-vă. Deși lângă. Sunt două deja. Cam așa arată roșiile. Aici încă o tranșă de dovlecei. De fapt aici sunt puși mai mulți. Sunt toți în floare. Ceea ce rodul puțin mai târziu. Da. Aici avem o potecă între locuri, pentru că în stânga, tot la mine este, unde am și porumb. Ia uitați-vă ce porumb mare, este mult mai înalt ca mine. Eu filmez deja în sus acum.
este mult mai înalt ca mine. Chiar și pe marginea aceasta am roșii. Nu s-au copt încă, dar sunt toate pline, pline, pline de roșii. Da. Și bineînțeles porumbul, care e foarte înalt. Abia aștept să se facă, să fierbem porumbul. Deci eu filmez în sus acum, ia uitați-vă, în sus, cât este de înalt. Practic nu ajung cu mâna, eu nu ajung cu mâna la el. Avem ceva producție și de nuci anul acesta, ia uitați-vă câte sunt. Sunt foarte multe. Mie îmi plac nucile în perioada aceea când mi-aduc aminte de copilărie, când încep să le desfaci așa verzi și te faci pămâni tot una. Mereu era o problemă când începeam școala. Sunt foarte multe. Aici este un vișin, dar s-au trecut. Logic, am venit cam târziu. Lângă el este un cireș și astea s-au trecut. Nu au fost prea multe, dar au fost puține, dar bune, cum să zic, mari, frumoase. Părul meu preferat. Ia uitați-vă câte pere. Câte pere sunt aici. Este plin de pere, plin. Sunt pere văratice. Ia uitați-vă, abia aștept să se coacă. Sunt puse chiar lângă roșii și lângă flori. Locul cu pătrunjel. Bineînțeles și aici am flori, peste tot am flori. Acesta este un prun. Sunt foarte puține anul acesta, abia dacă sunt așa de poftă de mâncare. Acesta este o nație de păr care nici eu nu știu ce soi este. Dacă nu mă înșel, este primul an când mi-a dat părod. Ia uitați-vă cum arată. Dar am altul lângă el, care e preferatul meu. Aici, pe lângă porumb. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă câte pere are. Bine, astea sunt de toamnă. Hai să mergem mai departe să vă mai arăt ceva interesant. Ia uitați producția de mere de anul acesta. Avem o grămadă de mere. Sunt foarte multe. Foarte, foarte multe. Toate crăcile stau aplecate. Ia uitați-vă aici. Și cred că se vede prin el cum arată. Avem o potecă prin spatele grădinii. Aceasta din stânga este casa vecinului. Și nu întâmplător am ajuns aici. Vreau să vă arăt și zmeura. Ia uitați-vă. Dacă e ceva ce îmi place foarte mult, este zmeura. Deja am cules o mulțime până acum. Este bună la dulceață. E foarte dulce. Cam asta a fost grădina mea, așa, într-o scurtă vizită. Și bineînțeles că aștept să se facă ăștia. Să fac porumb fiert. Ia uitați-vă cât este de înalt. Deci, cum filmez eu acum, este la nivelul capului meu, ca să zic așa, și ia uitați-vă, încerc să ridic mâna cât mai sus. Este foarte înalt. Bineînțeles, să vă spun și un mic secret. Până și acesta este udat. Nu știu dacă se vede pământul, că nu este uscat. Pământul este negru. Dacă locul este bine irigat, faci producție. Dacă nu, pa, pa! Și dacă tot am început filmarea cu flori, cu flori am să și termin. Sunt la poartă. Iar acestea sunt florile care
duc până în stradă. Mă bucur că ați fost alături de mine în această vizită prin curtea și grădina mea. Vă aștept și data viitoare la un nou video. Pa!